Hei, bună dimineața, dragii mei prieteni! Astăzi suntem din nou pe campanie. Vom lua și vom balota și noi astăzi paiele, după care să le luăm, să le căiem și să-i așezăm. Este ora 6:30, soarele a început să iasă ca lumea. Ține o să-l pornim. Sunt ca lumea aici la balaur. Am ajuns și la locul cu pâicina. Acum o luăm și de greabă. După cum vedem, să luăm aici cardenel. Nu mai ce pe cardenelă, tati. Să luăm uite. Că altfel n-am cum să facem baloți fără cardan. Cum faci tu baloți fără cardan? Hai, uite-te și dă-i drum sau... la locul lui. Ce este regulă, la pick-up. Tot e dat pe lucru. Hai să ne apucăm de treabă că avem aici mult de lucru. La căldura, soarele pe cer. Aici o scurtă pauză că s-a dus ața și așteptăm să ne vină ață proaspătă că... Și mă speriasem, ce are mă dă? Așa și eu. După voi, nu mai aveam ață. Am rezolvat treaba cu ața, am luat, am pus-o la loc. După cum se vede spatele meu, merge destul de bine treaba. Jos să vedem o chestie că facem mie figuri. Deci merge treaba bine, balot. Și chestia este că să-l dăm puțin pick-up-ul ăsta mai sus. Așa că am face figuri. Uite, e treaba de la asta, de la, vezi, e uima asta de combină. Asta de combine când calcă roata de la presă, pe urmă rămâne suspendat acolo și sare aia, țaca. Vezi? E deliberat.
merge altfel, vezi? Ai ceapă în cap, stai cu capul gol în căldura asta, dar nu se fac insolație. Haideți la capăt! Băiază asta până mai colo, după care mai avem ultima băiază asta, la capăt, la capăt. Și e făcut tot, deci de acolo, scriuleți de balon, până acolo unde se distribuie aceea. Băieții au început deja să încalce, acolo așa cu UTP-ul, UTP-ul 650 în foiță. Și eu adesea tot în UTP-ul sunt. Acum se duc băieții să ia de la capăt și la lan. Vine de acolo încoace. Adineau e venit să aducă niște apă rece. După ce terminăm aici, să punem mâna și noi pe UTP-ul. Noi stăm și noi, facem și noi cu două. Dacă vă întrebați ce este cu fulcile astea aici în față, asta este un accesoriu cum este tusa medicală la mașină. Așa trebuie să fie la balotat întotdeauna. Și aici avem un mic ucenic angajat de audio. Păi mai uite ce aici, cum stau lucrurile. Și cred că nu mai e baloții băiatul aici. Dar ce o vede el încolo, nu știu. A, cred că nu mai e băpaite aia acolo. Fix sunt pe timp, ce să vezi, mi s-a iub și papuc. Bă, dar taie faza. Wow. Hai că eu mă stai și în pană. Asta mai trebuie aici la câmp. Că nu numai UTP-ul este pe câmp, mai este și tractoare pe aici la lucru. Toată lumea muncește azi. Dacă este în plină campanie, ce să faci? Este campanie și de recoltat, este campanie și de balotat, de căiat, biscuit timpul ăsta. Oarecum o iei de la capăt din nou, se resetează, știi? Bine, nu 100%, dar 100% însemnând după ce se recoltează și ploaia soarelui și porumb. După care începe un nou an. Fermierii au trecut în noul an pe 2024, cu oarecum. Ce faci, Vaci? Ce să fac, uite, pe mine, treaba și...
facem și o să văd dacă mai căi pescabil, l-am locul pe aia și eu, dacă două zile. Lucruiu țapene, ce să mai? Uite, deci, dacă mai poate fi pe aia. Altfel, campania asta, merg de scurt. La ce poți a fost la cerealea noastră, cred că asta e singura pază. Dar trebuia mai dinainte aici să fi bătut puțin călcâile. Nu e mai tare. Bă, dai, făcut la baluțe aici. Am făcut, îți dai seama, dacă mi s-a și papuc. Paile astea conține siliciu? Bă, conține siliciu, e puțin mai nașpa pentru centrale, pentru astea nu este recomandat. Dar pentru animale, perfect este. Acum să vedem cât o fi să căiem. Trebuie să avem milocul bun, țapă. Să dăm la pui. Uite că mi-am făcut și papucul. Am făcut. N-a fost greu. Se mai gano, s-a trec bine. Trec papuci. Nu mai merge papuci așa tot. Apoi am luat și mi-a căzut să aud tot eu. Dragii mei, suntem acum pe partea de încărcat. După cum se vede, îmi mă uit în spate. Uite, deja încărcăm așa cum putem cât de cât. După care, îmi urcă băiatul meu sus și s-a apucat așezat. Hai, întâi să dau aici, acum, a doua. Dăm aici mai în față, ca să putem să încărcăm. Avem aici, am căiat de băieții, aici porțiunea asta. Acum, ce să vă mai spun, mai avem și noi porțiunea asta. Băieții au plecat că au nu știu ce treabă, mai zis că au și... Asta să încărcăm noi aici. Activăm tiranții și vine cu postul balon pe care asta mai poate unul câte unul unul câte unul așa așa se spune așa mici cât se spune după cresai. Aici sala de băiată. Acum mergem mai în față. Coboim, ia încă câteva. Și tot așa. Uite-te. 140 de bucăți puse pe ea. Ca la caite, a? Un pic ce au ieșit aia 1 și 2. Mai în evidență în afară. Pe lângă faptul că sunt cam obosit, dar parcă te mai bucură când vezi așa ceva. Fraților, am ajuns cu bine în ferma. Altă culoare.
UTB-ul pleacă. Mergem cu mașina să luăm, să descărcăm. Să descărcăm și transportul ăsta, că sunt destenuat. Oricum soarele este aproape de apus. De, dam aici, cred că o să încheiem și din clipul ăsta. Să vedem ce mai e de făcut, că nu mai pot. Nu uitați și voi să vă abonați, să dați un like. Și până data viitoare să ne auzim numai cu bine. V-am pupat!